În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cuvinte cel fără de început pentru sfințitele rugăciuni ale heruvimilor, serafimilor, ale stăpâniilor, scaunelor, ale puterilor celor dumnezeiești, ale îngerilor, arhanghelilor, ale căpetenilor și domniilor, dăruiește-ne milele tale cele mari ca un iubitor de oameni. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Ajută-mi înainte mergătorului al Domnului, rugând pe Hristos și voi, ceata prorocilor, adunarea apostolilor, mulțimea mucenicilor. Rugați pe Stăpânul tuturor să mă mântuiască pe mine cel cuprins de multe păcate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeieștilor femei, care bine ați pătimit și ați postit, soborul arhiereilor, cuvioșilor și drepților, cinstiților, sfinților mucenici, rugați-vă ca să dobândim bunătățile cele veșnice, cei ce cu credință vă fericim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mintea mea, fiind robită de dezmierdările trupești, cu totul o izbăvește, Stăpână, ceea ce ești una bună și credincios mai adevărat prin fapte bune mă arată Fiului Tău, ca după datorie să te măresc. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Rogu-mă, serafimi, stăpânii, heruvimii, izbăviți-mă de smintelele vrășmașilor. Voi, domnii căpetenii, scaune și arhangheli, împreună cu toți îngerii, rugați pe izbăvitorul pentru mine păcătosul. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Înainte mergătorului, roagă pe Hristos să dobândesc viața cea făcătoare de bine, mie pururea prorocilor și cetelor mucenicilor, ale sfinților apostoli, ale arhiereilor și ale cuvioșilor și ale sfinților mucenici, care v-ați săvârșit prin sânge, rugați-vă pentru mine păcătosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Femei care vitejește ați pătimit și luminat ați postit și pe vrășmașul l-ați biruit, rugați-vă să fim și noi părtași acelei desfătări și măriri nesfârșite de care voi v-ați învrednicit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De Dumnezeu dăruită, curată fecioară, roagă-te împreună cu cetele cele de sus, cu toți înțelepții apostoli, cu toți sfinții mucenici și cu prouroci, ca să luăm de săvârșit dezlegare de păcate. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Vezi, Hristoase, să nu mă treci cu vederea, rogu-mă, pe mine cel cuprins de toate păcatele, ci cu rugăciunile tuturor sfinților tăi îngeri, cu ale mucenicilor și cu ale apostolilor tăi, miluiește-mă și mă mântuiește și moștean împărăției tale mă arată ca un milostiv. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Strălucește-mi lumina pocăinței, iubitorule de oameni, Iisuse, și mă învrednicește să dobândesc mântuirea cu solirile celor ce au slujit ție într-o credință, ale sfintelor femei, ale ierarhilor și ale mucenicilor tăi, ale propovăduitorilor, ale apostolilor și ale sfinților mucenici, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce singur ai născut pe Dumnezeu întrupat, ceea ce ești cu totul sfântă, pe acela roagă-L să ne mântuiască pe toți în ziua cea înfricoșătoare și să ne izbăvească de chinuri și să ne învrednicească de viața și de lumina cea veșnică, împreună și cu cei ce bine L-au slujit. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Te roagă acum, milostive Doamne, stăpâniile, scaunele, serafimii și domniile, îngerii împreună cu arhanghelii și cu căpeteniile, fii milostiv poporului tău și îl mântuiește ca un îndurat.
toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Fericite înainte mergătorului, cel ce ai petrecut viața străină singuratică, fă-mă străin de tot chinul, rugând pe Iisus, iubitorul de oameni, împreună cu dumnezeieștii proroci, cu apostolii, cu ierarhii și cu sfintele oștea ale mucenicilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Amin! Cel ce ai luminat pe ierarhii tăi și pe sfinții mucenici, Doamne, și ai mărit dumnezeiasca adunare a cinstitelor femei, care vitejește au pătimit, pentru rugăciunile acestora, miluiește-mă cel ce știi toate greșelile mele, cele fără de număr. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Fecioară, care ai născut pe cuvântul cel cu totul sfânt, izgonește toată mâhnirea și întristarea sufletului meu și îndeamnă gândul meu să facă lucruri dumnezeiești, ca să te măresc cu credință și cu dragoste. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul, ca să mă izbăvească de chinul cel gătit acolo, heruvimii, scaune, domnii, îngerii, arhanghelii, căpetenii și puteri, rugați-vă pe stăpânul a toată făptura. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cu cetele apostolilor și cu oștile mucenicilor, înainte mergătorului, propovăduitorule a lui Hristos, roagă pe Iisus, iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, ca să aflăm mila în ceasul judecății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Amin! Sfântă muceniță Tecla, ceea ce ești întâia dintre femeile care tare au pătimit, împreună cu acelea, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să ne izbăvim de întunericul patimilor și de ispitele cele de multe feluri, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, Stăpână, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită, te lăudăm, credincioșii, că ai născut cu trup pe Dumnezeul cel lăudat, pe care roagă-L, ceea ce ești neîntinată, să mântuiască țara aceasta și poporul ei în pace. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Fiind voi a doua lumină din lumina cea dintâi, sfinților îngeri, cu împărtășirea cea netrupească și prea bogată ați strălucit. Pentru aceasta strig, luminați mintea mea cea pururea întunecată cu patimile vieții. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Ceata cea fericită a apostolilor, a mucenicilor și a sfinților proroci, a ierarhilor și a cuvioșilor, împreună cu fericitul înainte mergător, te roagă, iubitorule de oameni, să treci cu vederea greșelile noastre ale tuturor, care strigăm ție, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Amin! Schimbă durerea sufletului meu, Hristoase, și mă miluiește pentru solirile sfinților mucenici, ale ierarhilor și ale cuvioșilor tăi, și să nu mă rușinesc când voi sta înaintea scaunului tău, că bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca un scaun în chip de foc porți pe împăratul făpturii, pe care roagă-l Fecioară împreună cu fericitele și sfintele femei, să mă învrednicească de împărăția sa, pe mine cel ce cu credință măresc ajutorul tău. De 7 ori cuptorul, chinuitorul haldeilor, l-a ars nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu, dar văzându-i pe aceștia mântuiți de o putere mai mare, făcătorului și izbăvitorului a strigat: tineri, binecuvântați-l, preoți, lăudați-l, popoare, prea înălțați-l întru toți vecii. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. O, heruvim, cei în chipul focului, serafim, cei cu multe aripi, scaune, stăpâni și căpetenii, îngeri și toți arhanghelii și sfințite domnii, rugați-vă împreună cu înainte mergătorul, cu prorocii, cu apostolii, cu ierarhii, cu cuvioșii și cu toți drepții, ca să ne miluiască pe noi.
toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Dați-ne ajutor sfinților apostoli, Petre, Pavele, Iacove, Bartolomee, Toma, Filipe, Andrei, Marcu, împreună cu Luca, Ioane, iubitul lui Hristos, Simone și Iuda, cel cu totul fericit și marele Matia, fiind noi biruiți de ispitele înșelătorului și rătăciți. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu. Ștefane, începătorul mucenicilor, cel ce ai fost mai luminat decât razele soarelui, roagă-te împreună cu aceștia să ne luminăm toți și să scăpăm de toată negura păcatului, noi cei ce te strigăm stăpânului. Preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Domnul întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă să urmez cea cu totul curată celor ce cu cuviință au viețuit, cu viață îmbunătățită, rănind pe vrășmașii cei ce mă mâhnesc fără de milă și mă supără neîncetat, trăgându-mă la patimile cele trupești, ca bucurându-mă să strig, popoare preanălțați pe Hristos în veci. Păimântatul s-a de aceasta cerul și marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu s-a arătat oamenilor trupește și pântecele tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceasta, pe tine, născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngerești și omenești te măresc. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. O, dumnezeiești stăpânii, heruvim, serafim, domnii, îngeri, scaune, toate căpetenile și preamărite puteri și sfinților arhangeli, faceți rugăciune la Dumnezeu ca binevietuind să dobândim mântuire și ne izbăvim de nevoi. Toate puterile cerești, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Înainte, mergătorului, ca cel ce ai fost proroc mai ales împreună cu toți prorocii, învrednicește-ne tuturor bunătăților și pe noi cei îngreunați de patimi și pururea cuprinși de ispitele celui viclean și de înșelăciunile vieții, ca să vă cinstim cu credință. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeiești cu totul măriți cei 12 apostoli, împreună cu toți mucenicii, cu preoții și cu sfinții mucenici și cu fericiții și dumnezeieștii proroci, cu vioase și drepte femei, care tare ați pătimit, faceți rugăciuni pentru noi către iubitorul de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară, ceea ce ești iubitoare de bine, roagă pe Fiul tău cel bun și Domnul, ca să tămăduiască și să mântuiască sufletul meu cel slab și necăjit, pururea de asuprerile balaurului celui stricător de suflet și să-l fericească împreună cu toate înălțările cele purtătoare de lumină. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.